farisei ca să prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis pe el ucenicilor lor și înveți pe oameni calea Dumnezeului după adevăre și nu-ți pasă de nimeni, pentru că trebuie să dăm dajde cezarului sau ce mă ispitiți, frățarnicilor? Și cu crucea ta păzește biruință drept credincioșilor asupra. Iată la adevărata sa valoare, temărenilor, vă încredințez de toată aprecierea și de versară, dar și de întreaga noastră prețuire. Autoritățile administrației publice locale, domnul președinte. Este președintele Consiliului Județean Maramureș. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului, te repredutindene ești pe toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorului de Viață, vino ce să rășluiește într-un noi, ne curățește pe noi de toată virăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Tău greșelile noastre, precum și noi iertăm greșit. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm! Doamne miluiești! Și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Doamnele Episcopul Iustin al Maramureșului și Sfânt Maiește! Pentru ca să primească cu milostită mulțumire și rugăciunea noastră a nevrednicilor robilor săi și să ne miluiască pe noi! Robilor săi și buna dorință! A drept credincio cu harul tău. Pregătesc membrii Asociației Naționale a Cadrelor Militare în rezervă și retragere din Ministerul Apărării Naționale. Thank you.
Ștefan Maramureș. Se pregătesc membrii filiași de țene a veteranilor de război. Tata asistenți, azi sărbătorim ziua Armatei Române și totodată 68 de ani de la terminarea în Europa cele mai mari conflagrații din istoria omenirii, soldate cu peste 67 milioane victime. Imense distrugeri materiale cu suferințe incomensurabile care și azi marchează milioane și milioane de suflete. Una dintre cele mai vechi și importante instituții ale României. Noi cetățenii avem astăzi datoria să ne întoarcem către cei care au purtat, poartă și vor purta uniforma militară, să le fim recunoscători pentru curajul, spiritul de sacrificiu și patriotismul ridicat la rang de profesie. Gândurile noastre trebuie să se îndrepte astăzi și către veteranii de război, cei trecuți în neființă pe altarul jertfei pentru poporul român, dar și către cei aflați în rezervă, mărturie vie a spiritului de sacrificiu pentru integritatea neamului nostru românesc, a valorilor noastre materiale și un simbol pentru toți cei care doresc să urmeze o carieră militară. Ostașii români și-au respectat jurământul față de țară și au înscris în istoria noastră fapte de arme și sacrificii care trebuie amintite pentru ca tânăra generație să aprecieze drepturile și libertățile de care beneficiem cu toții în prezent. Aflați în teatrele de operații din în țară sau din afara hotarilor României, militarii români sunt apreciați de oficialitățile militare civile românești, dar și cele militare. În același timp, aprecierea vine din partea forurilor de conducere ale armatelor cu care România participă în aceste teatre de operații. Onorată asistență, sunt alături de noi, la acest moment aniversar, veterani de război, cadre militare în rezervă și retragere, care de-a lungul timpului au dat dovadă de pricepere și măiestrie în arta militară. Ei au demonstrat că sunt în măsură să acționeze cu maximă eficiență, în orice condiții, și au fost gata să dea supremul sacrificiu pentru îndeplinirea misiunilor încredințate. Pentru conștiinciozitatea, devotamentul și spiritul de sacrificiu dovedite, este datoria noastră să ne plecăm frunțile pentru cinstirea lor, dar și a memoriei camarazilor militari căzuți la datorie. Să-i admirăm așadar pe cei